Salut, în clipul ăsta voi face un update pe Bitcoin. Pe Twitter am postat aceste zone de suport și rezistență pe timeframe-ul de oră, despre care o să vorbesc imediat. Dacă nu mă urmăriți, o puteți face pentru că postez analize tehnice. Dacă doriți accesul la grupul privat de Telegram, vă rog să intrați pe site-ul gilcrypto.ro, aveți link-ul în descriere. După ce faceți plata, veți avea acces instant la live chart, tutoriale educative, la grupurile de Telegram, mai nou avem și un bot care dă semnale de short și de long. Nu dăm sfaturi financiare și fiecare va trebui să-și facă analiza proprie. Okay? Pentru live chart avem mai multe monede, cu zone de buy, zone de long. De exemplu, pentru daily trading avem Bitcoin, Ethereum, eGold, BNB. Și haideți să dăm click pe Bitcoin, zone de short cu roșu și zone de long cu verde. Da? Cu stop loss și cu take profit o să vorbim imediat și despre treaba asta. Ok, și acum haideți să facem analiza tehnică pe un time frame mai mare. Intrăm pe weekly sau pe timeframe-ul de o săptămână. S-a închis destul de bearish și avem un teaser top în această zonă. Îl facem cu roșu pentru că este un semnal bearish, da? Pe o săptămână. Rezistență la 24.294. Dacă intrăm pe timeframe-ul de 3 săptămâni, a confirmat și aici un teaser top, la fel, semnal bearish cu rezistență la 23.290. Dacă intrăm pe monthly, avem o zonă de suport la care va trebui să fim atenți. Dacă o rupe pe asta, ne așteptăm la lower low, adică la zonele de sub 17.000. Asta putem face cu un verde îngroșat, pentru că este un suport destul de important. Și acum hai să dăm înapoi pe daily, să vedem care sunt următoarele zone importante de suport. După care ne vom uita și pe câteva site-uri. Țin minte că în clipul trecut vă spuneam că aceste week-uri sunt destul de bearish, au preluat lichiditatea de aici, după care au dat prețul în jos. Eu încă sunt short de la 24.950 și îl voi ține deschis cu stop loss normal la break-even. Am șanse să fac profit mai mare pentru că balenele pot decide că vor lichiditatea de aici. Na? De cei care au intrat long din această zonă vă dați seama unde au stop loss-ul și atunci noi vom avea câteva zone de buy aici. Pentru că pe ei îi vor lichida sau le vor atinge stop loss-ul, iar noi putem vedea o respingere de aici, de unde putem să vedem un profit, ok? Și acum haideți să punem Fibonacci retracement de jos până sus, să găsim alte zone de suport, după cum v-am spus. Avem 0.698-ul, încă nu a fost atins, deci asta va fi o zonă de suport, dar o facem cu verde subțire, pentru că pentru mine personal nu mai este o zonă foarte importantă, ok? Bun, deci balenele pot da un wick în această zonă pentru a prelua lichiditate, lichiditatea de sub acest low și putem vedea o respingere, da? Asta este o zonă de buy destul de ok. Și haideți să-l punem și din acest low până sus, da? Avem 0.786-le undeva la 20.260. Deci cam astea sunt următoarele zone de suport, de unde putem să vedem o respingere în cazul în care vrea să facă un lower low. Bun, acum dăm pe 2 ore să vedem ce se poate întâmpla în această zonă. Dar înainte de toate vreau să intrăm puțin pe BLX până nu uit. Pe weekly, logaritmic, o să vă arăt un trend line despre care probabil știți deja, care este destul de important pentru că are confluență tot undeva la 19.900. Da? Deci este un trend line pe time frame foarte mare și este unul destul de important. Acum dăm pe daily. Vedeți ce frumos a respins aici. Ok, și următoarea zonă de suport, haideți să vedem pe unde poate fi. Deci după cum vedeți, la fel, confluență cu suportul de pe monthly, la 19.900. Okay. Și acum haideți să dăm înapoi, să continuăm analiza pe timeframe-ul de 2 ore, de exemplu. Bun, aici putem avea 5 valuri. Deci primul val, al doilea, 3, 4 și 5. Valul 4 se poate confirma și mai sus, o să vedem până unde poate ajunge acesta. Zonele de rezistență rămân, pentru că va trebui să căutăm ceva confluență cu el. Ok, Fibonacci, extension din 0, 1 și 4. Și după cum vedeți, am găsit confluență perfectă cu ce am dat până acum. Targeturile pentru valul 5 sunt acestea de la nivelul 1, 1, 2, 3, avem și 1.618, îl putem trasa. Ba chiar putem căuta și o confluență cu el. O să vedem imediat dacă trasăm o Fibonacci. Dar intrăm la fel pe 4 ore.
Și haideți să vedem dacă avem un 0786 sau ceva de genul în acea zonă. Deci după cum vedeți, 0786. Deci asta rămâne ca și zonă importantă de suport la 19.321. Ne putem uita și pe mai multe timeframe-uri. Haideți să verificăm daily pentru un tweezer bottom. Asta ne interesează pe noi. Confluență perfectă aici. La RCS este un tweezer bottom pe daily. Confluență cu 19.300 este un suport foarte bun. Pe 2 zile nimic. Haideți să vedem pe 3 zile. Pe 3 zile am găsit o altă confluență, după cum vedeți, alt tweezer bottom aici. Cu suportul de pe monthly. Deci asta e destul de important. Dacă l-a rupt, nasol pentru Bitcoin. Pe 4 zile la fel, pe 5 zile nu avem decât aici. Și putem trasa și pe ăsta, na? Îl facem cu verde subțire. Da, și cam astea sunt toate zonele de suport unde putem să vedem o respingere în cazul în care vrea să facă un lower low, da? Ăsta ar fi scenariul. Avem aici un weak care poate fi rezolvat. Aici avem o imbalanță destul importantă. Avem și fair value gap undeva la 22.268. Dacă trasăm un Fibonacci de sus până jos, încercăm să găsim o confluență, avem deja un fair value gap de la 23.000, aproape de 23.000 și confluență cu 0.5 pe Fibonacci retracement. Ok. Bun, haideți să renunțăm la treaba asta. De obicei, imbalanțele se rezolvă în proporție de 80%, mai ales dacă sunt în partea de sus, procentul crește, poate chiar la 90%. Da. Deci asta va fi rezolvat. Valul ăsta 4 se poate extinde. Da? Deci noi acum am calculat zonele de suport în cazul în care valul 4 se confirmă în această zonă. Ca el să se confirme, prețul va trebui să ajungă în prima zonă de suport, în primul target pentru valul 5. Dar în teorie valul 4 se poate extinde, da? Și atunci vom veni cu Fibonacci retracement din 2 în 3. Trebuie să vedem următoarele zone de rezistență. Avem 0382-ul, îl facem cu roșu, rezistență, după care avem 0.5, avem 0.68. Și astea de mai sus sunt rezistențe pe time frame mai mare, da? Pe weekly și pe 3 weeks, pe timeframe-ul de 3 săptămâni, scuze. Deci cam astea sunt. Putem să vedem respingere din 22.146, putem să vedem respingere din 22.593. Pentru daily trading avem așa, zone în care am găsit mai multe confluențe, da? Deci asta e analiza pe care am postat-o și pe Twitter, cu zonele de buy și zonele de sell. Avem stop loss, nu uita să puneți un stop loss și încercați să nu faceți DCA în cazul în care veți vedea un pump, pentru că o să vă prindă și o să pierdeți o grămadă de bani, da? Intri, ieși, poți să faci un in and out, este cel mai sănătos, mai ales dacă ai un leverage mare. Faci DCA dacă ai un leverage foarte micus, dar nu recomand. Pe Bitcoin este cât de cât ok dacă ai un money management foarte bun, dar pe altcoin-uri să faci DCA este foarte riscant, da? Ok, despre treburile astea am vorbit o grămadă pe Zoom-uri, le găsiți pe site, da? Plus o grămadă de strategii. Deci cam asta este pentru Bitcoin. Valul ăsta 4 cum se poate extinde în cazul în care vor să urce, dar va trebui să ne uităm pe câteva site-uri înainte. Păi se poate forma aici un ABC, da? De exemplu un flat, A-ul, B-ul și C-ul. Astea pot fi alte rezistențe, 0.618 și 1.23, adică ce înseamnă un flat, un ABC, da? Care confirmă valul 4. Avem A-ul, B-ul și C-ul, ok? După care prețul să înceapă să cadă de undeva de aici. Haideți să trasăm și un trendline, pentru că este destul de important. Dacă l-a rupt, invalidează acest scenariu, ok? Sunt șanse să se întâmple așa ceva? Normal că sunt șanse. Avem imbalanță aici, plus o grămadă de short-uri. Piața e destul de bearish în acest moment. O să vă arăt imediat, da? Deci o grămadă de lichiditate s-a adunat aici, pentru că s-a intrat short și se adaugă la poziții. Ok? Vă dați seama că dacă, odată ce vedeți așa ceva, adică prețul cade, nu face un higher high, odată ce nu face un higher high, ei adună mai multă lichiditate în partea asta de sus, da? Pentru că aici odată sunt stop loss-urile celor care au intrat short pe acest braț, prețul a urcat, n-a făcut un higher high, de aici iar a început să cadă, iar s-a intrat short, s-a adunat o cantitate mai mare de short liquidations în partea asta de sus,
după care au dat din nou, deci când vedeți așa ceva înseamnă că ei vor să adune cât mai multă lichiditate în partea de sus. Dau prețul în jos, probabil mai jos, să preia de aici în lichiditate, după care bam. Vedeți cum o să fac un higher high. Au preluat o grămadă de stop loss-uri, au lichidat o grămadă de trader care au fost short în această zonă, da? Ok, deci cam asta este pe Bitcoin, pe time frame-uri, pe acest time frame. Haideți să ne uităm puțin și pe swing trading, pentru că aici avem un alt scenariu care seamănă. Adică putem vedea valul A finalizat în această zonă sau din 0.68, de puțin mai jos. Ok, după care o urcare să preia o grămadă de lichiditate de aici, din partea asta de sus, adică să formeze B-ul sau să confirme B-ul, după care face un lower low. Da? De aici, iară creștere. Deci cam la asta ne putem aștepta. Astea sunt zone pentru cine vrea să cumpere pe spot, pentru cine vrea să acumuleze pe spot, sunt zone destul de importante, puteți să vedeți respingere. Avem la 20.000, 19.300, 18.500, ok, și până jos la 10.000, da? Încă sunt de părere că prețul poate să facă un lower low, nu s-a invalidat scenariul bearish pe care noi îl avem aici, ok, această combinație WX, Y, X, Z. O să ne uităm puțin și pe stock market, pentru că și ăla este destul de important. Bun. Doar că pe acest scenariu trebuie să vă spun că X-ul se poate prelungi. Da? Adică aici poate face ceva de genul. Am avut această urcare, coborâre, dă impresia că face un lower low, dar nu îl face. După care urcă, face un higher high, are timp să facă acest lucru până în 2024, după care să cadă, consolidare, bull market. Ok. Astea sunt zone importante de suport, vi le puteți nota dacă doriți. Ok, deci cam asta este pe Bitcoin, cu zonele de suport, zone de rezistență, la fel le puteți nota, vă puteți crea o strategie după ele sau puteți faceți exact ce am făcut și eu, da? Bun, și acum haideți să ne uităm pe stock market sau haideți să începem cu dolarul. Aici am avut o rezistență, de fapt avem acest scenariu de ceva timp, dacă mă urmăriți aici pe YouTube. Am avut zone pe care le-a respins perfect pentru valul 4 și exact din acele zone, vă puteți uita la clipul trecut, prețul a început să urce. Am avut o rezistență aici pe care a luat-o suport, a respins-o puțin de la luat-o suport și acum avem altă rezistență aici. Am lăsat-o aici și n-am șters-o pentru că este destul de important. Dacă o să închidă ziua peste ea, atunci ne putem aștepta la cele de mai sus. Bitcoin o să scadă. Da, de asta e important. Dacă ăsta urcă, Bitcoin scade. Dacă ține scenariul pentru valul 5 și se extinde ăsta până peste 111, zonele astea de aici, este mai mult ca sigur că Bitcoin o să ajungă sub 19.000. Ok? Bun. Stock marketul a scăzut destul de tare, poate forma. Aici este, va trebui să vă gândiți că asta poate să fie un val 4 pentru scenariu bullish, deși eu nu prea prefer acest scenariu, da? Avem valul 1, 2, un ABC pentru 2 și valul 3. De ce am acest scenariu? Pentru că dacă punem un Fibonacci, extension din 0, 1 și 2, vedem că a trecut de 1, 6, 1, 8, adică este puțin mai greu să credem că asta a fost un ABC care se confirme Y-ul aici și atunci, deși se poate, în teorie se poate, dar va trebui să deschid și acest scenariu bullish. Valul ăsta 4 nu are ce căuta sub 1, deci toate zonele astea de suport sunt pentru el, ne putem aștepta ca de undeva de aici stock marketul să înceapă să crească, asta înseamnă că Bitcoin poate să țină acest scenariu, să fac un ABC după care un higher high sau ce v-am explicat aici. Ok, puțin mai greu, probabil nu m-am făcut eu foarte înțeles, dar dacă aveți ceva experiență o să vă dați seama despre ce vorbesc. Bun, și acum să intrăm pe stock market, în care e treaba aici. Avem o imbalanță, normal că s-a dus după ea, am avut ceva zone de suport pe care le-a rupt, dacă pun un Fibonacci extension, vedeți că a rupt 1.618, adică a respins puțin, dar nu l-a ținut și asta nu este bine pentru Bitcoin deloc. Asta se va duce să rezolve această imbalanță, va forma un val 3, da, extins, adică avem 1, 2, 3, 4 și 5, doar că valul 3 se poate opri în nivelul 2 sau în 2, 6, 1, 8, deci poate să ajungă și până aici. Ok, Bitcoin o să sufere dacă asta o să scadă
până prin această zonă, dacă vrea să rezolve imbalanța de aici, da? După care putem vedea urcare, valul 4 și 5. Ce se întâmplă după? Păi după, poate forma un ABC sau un val 1. Adică vom avea două scenarii deschise. Valul 1, 2, 3, 4, 5, da, în jos, adică ține scenariul pentru valul Z, da? Și asta, încă o dată repet, va fi destul de nasol pentru Bitcoin. Sau poate fi un val A, ok? Adică A-ul, B-ul, o scădere pentru C, dar nu foarte mare, de aici să înceapă să urce, da? Vom monitoriza aceste scenarii. În principal, pentru cine vrea să tranzacționeze, avem zone de suport. Cele de mai jos sunt toate, le-am trasat pe toate pentru că sunt pe daily. Probabil că na, sunt și traderi pe grup care vor să știe de absolut toate zonele și mai apropiate de preț. Ok? Deci de aici poate să respingă, rezolve imbalanța. Valul 4, v-am spus, nu are ce căuta sub nivelul 1. Dacă trasăm un Fibonacci din 2 în 3, valului 4 de obicei îi place să ajungă până în 0.382, adică undeva în al doilea suport. Deci primul este 0.3, 0.382 este aici la 4.100, ok? De aici să vedem o respingere. Bun, deci pentru cine interesează, cam astea sunt zonele de suport. Aici s-a intrat short, vă lăsați, a ținut destul de bine acest trendline, a respins 0.698, da? Destul de ciudat pentru că mulți se așteptau că de aici să cadă, vă dați seama că toată lumea s-a uitat după acest trend line și chiar de aici a căzut. Deci avem 0.698 puțin mai sus pe linear, dar dacă dăm pe loc, veți vedea că 0.698 a fost respins perfect, da? Ok. Sunt mai multe de vorbit pe stock market, dar nu vreau să mă întind acum cu el. Bun, avem și gap-uri, dacă vă interesează, cam astea sunt toate gap-urile, de jos și din partea de sus, da? Pe care normal va trebui să le rezolve. Bun. Acum haideți să intrăm pe câteva site-uri. Avem, haideți să vedem pe CryptoQuant, dacă găsim ceva important. După cum vedeți, funding rate a început să urce, ăsta e indicatorul pe funding rate. A început să urce, înseamnă că se pot lichida ceva longuri în următoarele ore. Leverage ratio nu este, nu avem un spike pe leverage ratio să ne dăm seama de ceva în acest moment. Open interestul se consolidează, la fel, nu prea ce să vezi. Ce este interesant este funding rate-ul de pe CryptoQuant, indicatorul pe care l-am setat printr-un moving average 72. Ăsta de obicei, când este în partea de jos, înseamnă că ne putem aștepta la urcări, chiar dacă face un lower low sau dacă face un lower low sau ajunge undeva la 20.000, ne putem aștepta după aia la o creștere mai mare, exact cum a fost și aici. Vedeți că valoarea este destul de măricică, ca să zic așa. Deci asta când e partea de sus, înseamnă că sunt o grămadă de longuri și ne așteptăm ca longurile să fie lichidate, exact cum a fost și aici. Da, am avut un dump. Aici la fel, o grămadă de longuri, prețul a scăzut, aici un vârf a scăzut, aici la fel, okay, aici la fel. Când a fost în partea de jos, înseamnă că sunt o grămadă de shorturi sau piața este destul de bearish, shorturile plătesc funding fee celor care sunt long. Și atunci putem avea un bottom local, prețul a început să urce, la fel ca și în această zonă, da? Și aici, dar după cum vedeți, se poate întâmpla, mai vedem un lower low, după care prețul să urce, adică să preia lichiditate de mai jos, să aibă cum să ajungă înapoi la 23.000, da? La fel și aici, piața e destul de bearish în această consolidare, deci poate să facă un lower low, după care prețul să înceapă o altă urcare, da? Sau poate chiar să formeze acest B, dar să confirme B-ul de aici, da? Deci avem A-ul, prima scădere, B-ul, rezolvă imbalanța, după care își vede de treabă în partea de jos. Nu prea contează aceste scenarii pentru mine, după cum știți. Mai mult contează să ai money management destul de bun și să ai intrări bune, adică zone de suport, rezistență, zone în care să știi unde să intri long și short sau unde să cumperi pe spot dacă te interesează. Ok, hai să verificăm următoarele site-uri.
Aici avem CDD-ul, de obicei când avem un spike, prețul începe să cadă, pentru că asta înseamnă că cei care dețin Bitcoin de foarte mult timp încep să vândă. Da? În acest moment, aici am avut ceva spike-uri, dar nu foarte mari, prețul a început să scadă, aici la fel spike-uri, dar nu sunt, este nesemnificativă treaba asta de aici. Da? Bun, încă nu avem ceva mare. Ok, au lichidat o grămadă de longuri, de obicei după ce lichidează longuri prețul începe să scadă sau face un lower low întâi, după care începe să urce, dacă ne uităm și în trecut, da? Deci au lichidat o grămadă de longuri, a mai scăzut, după care a urcat din nou. Nu știu să vă dau acum un exemplu mai exact, de exemplu aici au lichidat o grămadă de longuri, a făcut un lower low, a început prețul să urce. Da, dacă ne uităm aici, vedem că pe 19, când am avut ultimul dump, s-au lichidat o grămadă de longuri, dar short-uri nu prea. Deci vedeți că de fiecare dată când au lichidat longuri, în aceea zi au lichidat și short-uri. De exemplu aici au lichidat o grămadă, a fost 625 de milioane în long liquidation și 468, da, raportat la ce am avut pe 19, este o diferență foarte mare. Da? Aici avem 562 cu 79. 562 pe long liquidation. Da? Și de obicei când vedem așa ceva, ne putem aștepta și ca prețul să urce. Da? Doar că de foarte multe ori am observat că întâi face un lower low, după care începe să urce. Dar aici, pe CoinAlyze, putem vedea cât de bearish este piața în această consolidare. Adică mulți trader cred că prețul o să scadă. Și de asta prețul poate să mai facă un lower low. Market maker-ul dă impresia că este ok, că s-a intrat short aici, decât de trader, o să dă ție impresia că a intrat short, după care, bam, au preluat lichiditatea de aici, s-au dus în sus. De ce se duc în sus? Să lichideze aceste short-uri, să vă arăt mirea. Suntem pe high block aici. Dar vedeți ce cantitate, haideți să dăm un run ca să fie totul actualizat. Și după cum vedeți aici, o grămadă de short liquidation, sunt mulți trader short, ca să zic așa, și cantitățile sunt enorme, 325 de milioane, aici avem 25x, da? Deci lichidarea celor care au intrat cu 25x este algoritmul lor care așa calculează, ok? Sunt foarte mari cantitățile astea de aici, avem la 22.200, 21.800, și 21.600, ok? Deci prețul are de ce să urce, asta ne arată și clusterul, da? Dacă este roșu, delta, ok? Dacă e roșu, înseamnă că raportat la longuri, avem mai multe shorturi, da? Ca să vă explic așa. Bun, deci asta ne arată că prețul poate să mai urce, chiar dacă face un lower low. Deci asta să nu vă inducă în eroare, dacă scade sub zona asta de aici, adică sub 20.700, nu e neapărat ca această scădere să aibă continuare, da, să ajungă în 18-17.000. Deci nu este neapărat, pentru că e o grămadă de lichiditate aici și pot coborâ doar cât să preia, după care să întoarcă prețul, să rezolve imbalanța asta. Deci eu doar vă atenționez, vedem ce se va întâmpla, pentru că na, cantitățile astea sunt destul de măricele. Haideți să vedem în partea de jos. Ăsta este un heatmap, îi dau și aici run. Și vedem zonele importante, da? O să măresc doar asta. Și unde este cu galben, avem cantități mai mari. Aici avem short, liquidation, are să vedem la 21.500. Deci poate prețul să urce aici, să lichideze short-uri. Iar în partea de jos avem la 20.600, deci undeva sub acest, undeva la 0.69 pe Fibonacci. Retracement, adică zona pe care v-am arătat-o, da? Asta de aici. Ok, sub acest low există o grămadă de lichiditate. Ok. Bun, pe Kingfisher nu ne uităm, pe TradingLight este destul de important. Am avut ceva volume pe aici. Ce este aici important? Pe Binance veți vedea un sell wall la 22.000, 1300 de bucăți. El este puțin mai vechi și a ținut prețul într-o consolidare. Partea de jos, buy walls, avem la 20.800, dar nu este foarte important. Ăsta au fost scoase, da? Deci au și ele un scop, pentru că a fost retras, au dat cancel la ordine, nu mai vor să cumpere în această zonă.
În schimb avem 454 de bucăți la 20.620, de aici putem să vedem respingere. Ele au rolul, deci dacă nu este spoofing, adică dacă nu le vor retrage atunci când prețul o să scadă sau să apropie de ele, atunci vom vedea oarecare respingere. Rezistența aici, suport aici. Pe spot este destul de interesant, pentru că o grămadă de balene și-au pus lichiditate undeva la 12.000. Haideți să vedem dacă mai găsesc. Da, la 12.000 avem 1400 de Bitcoin pe spot. Asta e o cantitate foarte mare și rare ori vezi așa ceva. Pe spot, pe futures, da. Dar este ceva cu zona asta la 12.000. Ok, aici mai avem zona de suport, 400 de Bitcoin, 300. Da, dar nu avem peste 1000. 400 din nou. La 16.000 sunt 436, deci este ceva lichiditate aici. 15.000, normal, 15.000 este un prag psihologic, mulți vor cumpăra aici, mulți au ordine de buy, sunt 582 de Bitcoin aici, balenele așteaptă să cumpere. În partea de sus nu avem mare lucru, aici nu avem, a fost scos, dar avem aici la 25.000, nesemnificativ ăsta, da? Ok, ce mai poate însemna aceste buy wall-uri? Păi, ele pot construi o zonă de suport, nu e neapărat ca, dacă ați văzut aici 1300 de bucăți sau 1400 de bucăți la 12.000, să ajungă prețul acolo. Sunt care anticipează că prețul o să scadă acolo și își pun lichiditatea și cam asta a fost. Dar vom vedea ce se întâmplă pe FTX. Este destul de important să-l verificăm, îi limitează zona de sus, după cum vedeți, nu prea vor ei ca prețul să urce, să rezolve imbalanța asta în prima fază. Astea sunt limit orders, dar dacă cineva vine la market și cumpără, veți vedea cum un pump o să treacă prin toate astea de aici. Da? Nu știu dacă avem cantități foarte mari, sunt cantități normale pentru FTX, aici nu prea este normal, 300 de bucăți. Este un sell-ul destul de puternic pentru acest exchange. Să vedem și buy walls, 166, 278, deci 20.520 este un prag destul de important, da? Și noi avem acolo zonă de buy, deci putem să vedem o respingere. Hai să vedem și în partea de mai 600 la 19.900, deci vedeți cum se pupă treburile, adică la 19.900 este suportul pe monthly, da? La fel, respingere putem vedea de aici, 600 de bucăți pentru FTX, înseamnă ceva, da? Bun, și acum n-are rost să mai verific totul, vedeți cum limitează zona de mai jos. De obicei ele sunt puse aici pentru a evita un dump foarte mare, da? Adică este ceva preventiv. Ok. E cam atât pe Bitcoin. Sper că v-a ajutat analiza tehnică. Dacă vreți să intrați pe grupul de Telegram, v-am explicat cum. Ieri am avut un short aici, haideți să vă și arăt. De exemplu pe Ethereum, shortul a fost de la 1638, scuze. Iar pe Bitcoin, shortul a fost de la 21.700, da? Undeva de aici, iar prețul nu s-a mai întors, se putea pune un stop loss la break-even și lăsat în pace, luat profit pe parcursul scăderii, da? A scăzut 3%, 3,7% de atunci. Ok, v-am salutat, ciao!